Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, continuă călătoria poporului evreu și a noastră împreună cu ei. După timpul petrecut la poalele Muntelui Sinai, poporul este mai departe pregătit pentru intrarea în țara promisă. Domnul a zis lui Moise: Du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului. Sujete în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând: Seminției tale o voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și îi voi izgoni pe cananiți, amoriți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți. Iată că Dumnezeu pregătește poporul pentru intrarea în țara pe care o promisese strămoșilor generației de acum. În cartea numero o să vedem reluarea călătoriei lor prin deșert, iar în cartea levitic o să vedem continuarea instrucțiunilor legate de construirea cortului întâlnirii, precum și alte porunci. Acum, Dumnezeu reamintește poporului care este ținta călătoriei lor. Suiete în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podabele pe el. Ei bine, dragi prieteni, poporul trebuia să audă acest lucru din partea Domnului. Dumnezeu îi cunoștea prea bine pe izraeliți. Deja avea nenumărate experiențe în care ei și-au arătat nemulțumirea față de el. Dar nu aceasta îl afectează pe Dumnezeu. Ceea ce îl afecta pe Dumnezeu era încălcarea poruncilor sale. Episodul în care poporul și-a făcut un vițel de aur și a jucat în jurul lui nu era încă uitat. Poporul acesta nu avea o inimă care să caute pe Domnul, din pricina aceasta spunea Dumnezeu că nu va urca cu ei în țara pe care le-a promis-o. Dar poporul se întristează. Dragii mei, dacă Dumnezeu nu ne însoțește, trebuie să ne întristăm, dar nu numai atât. Trebuie să ne examinăm viețile și să vedem care este motivul pentru care Dumnezeu nu mai este cu noi. S-ar putea să descoperim acolo lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Și, prieteni dragi, dacă Dumnezeu nu este cu noi, sunt toate șansele să nu-i putem birui pe fereziții și pe heviții care ne așteaptă acolo. Noi suntem implicați într-un permanent război cu forțele întunericului. Forțele celui ce încearcă să corupă întreaga omenire și să zădărnicească planul lui Dumnezeu pentru izbăvirea omului. Cred că știți despre cine este vorba. Este diavolul. Dragii mei, el nu se luptă cu cei pe care îi are deja prizonieri. Pe aceea îi folosește pentru a întări armata sa. E luptă cu aceia care nu sunt încă ai lui. Dragul meu prieten, dacă nu simți nicio mustrare, dacă conștiința ta nu este deloc afectată de lucrurile pe care le faci, de cuvintele pe care le spui, de atitudinile pe care le ai, atunci tu nu mai ești un combatant, tu ești deja un prizonier. Și dacă ești prizonier, atunci Dumnezeu nu este acolo. El nu poate fi în tabără cu dușmanul său. El îți oferă calea de scăpare și calea pe care ți-o propune el este sigură. Nimeni nu i se poate opune. Să ne întoarcem la popor. De supărare, poporul nu își mai pusese podoabele. Acum, vedeți, obiceiul podoabelor îl luaseră din Egipt. Acolo, podoabele acestea făceau parte din ritualul de închinare al egiptenilor față de idolii lor. Prieteni dragi, nici nu ne dăm seama ce mult spun despre noi podoabele pe care le purtăm. Ele indică de foarte multe ori la ce ne închinăm. Este vorba aici numai despre ornamentele pe care le conțin, dar și despre cantitatea lor, strălucirea și alte aspecte care vorbesc despre atitudinea pe care o avem față de lume și lucrurile ei. Poporul este el supărat, dar să vedem ce spune Dumnezeu despre ei. Și Domnul a zis lui Moise, spune copiilor lui Israel: Voi sunteți un popor încăpățânat. Numai o clipă, dacă m-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. aruncă acum podoabele de pe tine și voi vedea ce voi face. Aceasta este cea de-a treia oară când Dumnezeu face această caracterizare poporului. Dumnezeu îi numește încăpățânați și nu-i cunoaște el oare? De fapt, chiar acest comportament al lor indică din plin acest lucru. Gestul lor este mai degrabă acela al unui copil căruia nu i se satisface o dorință. Este supărat și vrea să o arate cum poate mai bine. Dar Dumnezeu nu este intimidat de Israel așa cum nu poate fi intimidat de nimeni. Ba mai mult, Dumnezeu îi confruntă cu adevărata lor față. Pentru că acum deduse rădovadă de ipocrizie. Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și-au plecat de la muntele Horeb. Dumnezeu le arată că el îi cunoaște mai mult decât vor ei să arate. Cu alte cuvinte, el spune acum, nu mă las intimida de voi. Sunteți un popor încăpățânat și acceptați numai ceea ce vă convine. Dacă este vorba despre supărare, atunci dați la o parte toate podoabele, tot ceea ce vă leagă de Egipt. Vedeți? Israelul nu înlăturase cu totul urmele Egiptului din viața lui. Încă mai erau atitudini care aminteau de o stare veche. Din punctul acesta de vedere, poporul nu era încă pregătit pentru țara promisă. În același fel, Duhului Dumnezeu ne atrage atenția că trebuie să lăsăm acele pseudo-podoabe specifice vechii noastre naturi și să acceptăm noua natură oferită de Dumnezeul nostru. Acum vine momentul în care să așează cortul întâlnirii așa cum îi ceruse Dumnezeu. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără la o depărtare oarecare. L-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era afară din tabără. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Fantastică imagine a prezenței lui Dumnezeu! Poporul vedea cum Domnul cobora în mijlocul lor. Moise mergea la întâlnirea cu Domnul și lucrul acesta era văzut de tot poporul. Relația lui Moise cu Dumnezeu este una specială. Ascultați cum o descrie el. Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Dragul meu, simți tu lucrul acesta în ceea ce privește relația ta cu Dumnezeu? Stai tu de vorbă cu Dumnezeu? Poate te întrebi cum este posibil așa ceva. Nu este deloc dificil. Pentru că nu este vorba de cine știe ce ritualuri inițiatice, ci despre o comunicare foarte simplă, așa ca între doi prieteni. Comunicarea aceasta are cel puțin două faze. Una este rugăciunea. Este procesul prin care noi ne înălțăm gândurile către Dumnezeu. Îi mărturisim lui bucuriile, frământările, necazurile noastre. Dar, dragul meu, câți prieteni ai avea dacă numai tu ai vorbit tot timpul fără să vrei să asculți vreodată? Și Dumnezeu are ceva să-ți spună. Iar Biblia este cuvântul lui. Citește Biblia. Acolo vei descoperi ceea ce are Dumnezeu de spus. Pe măsură ce această relație se întărește, vei descoperi că Dumnezeu îți vorbește și în alte moduri. Așa cum se întâmplă când ai un prieten bun și te înțelegi parcă numai din priviri, pentru că vă cunoașteți și știți care vă sunt gândurile, la fel Dumnezeu va comunica cu tine prin Duhul Său cel Sfânt. Dar, orice prietenie cere timp, cere investiție. Și relația cu Dumnezeu, la fel, cere timp și cere investiție din partea noastră, efort din partea noastră. Este o experiență unică și trebuie să dorim și noi să ajungem la această prietenie cu Dumnezeu. Dar iată că, din nou, ne este amintit Iosua. Vă mai aduceți aminte de el. El este ucenicul lui Moise. Cred că avem aici încă un exemplu care relevă importanța unei trăiri după voia lui Dumnezeu. Pentru că Moise avea o relație specială cu Dumnezeu, Iosua, care era discipolul lui, stătea și el în prezența lui Dumnezeu. La un moment dat, atunci când poporul se afla la granița țării promise, Iosua provoacă poporul să ia o decizie foarte importantă. Iată ce spune el. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Vedeți cât de bine îl cunoștea el pe Dumnezeu și cât de bine își cunoștea poporul. De fapt, din pricina acestei cunoaștere ajunge el să intre în țara promisă. Așa cum o să vedem, atunci când erau gata să intre în Canaan, poporul este descurajat și se întoarce înapoi în deșert. Singurii care au încercat să încurajeze poporul au fost Iosua și Caleb, care îl cunoșteau pe Dumnezeu. Pentru că au fost credincioși Domnului, ei sunt singurii din generația lor care ajung în țara promisă. Dragi prieteni, este foarte important să petrecem timp cu Dumnezeu, îl vom cunoaște mai bine, vom putea mărturisi mai bine ceea ce face el în viața omului. Dar să ne întoarcem acum la Moise, pentru că el adresează lui Dumnezeu o rugăciune specială. Moise a zis Domnului, iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mă arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Încă o dată, Moi se arată că a înțeles foarte bine care este poziția pe care o ocupă el în scoaterea poporului din Egipt. Pentru el este clar că Israel nu este poporul lui, ci este poporul Domnului, și că Domnul este cel care a scos poporul din robie. Am auzit critici ai Bibliei care susțin că această revoluție ce conduce la formarea poporului evreu este rodul eforturilor lui Moise și fac din el una din cele mai mari personalități cu o contribuție substanțială în modificarea istoriei acestei lumi. Este foarte adevărat că Moise a fost un om deosebit, un om mare. Este mare, în primul rând, prin credința lui și prin relația specială pe care o are cu Dumnezeu. Dar, Așa cum și el recunoaște scoaterea poporului din Egipt, cucerirea țării Canaanului, formarea poporului Israel, este opera lui Dumnezeu și face parte din planul pe care el îl are pentru mântuirea noastră a oamenilor. Moi să cere lui Dumnezeu ceva ce și apostolul Pavel va face peste câteva sute de ani. Iată ce scrie Pavel Filipenilor, la capitolul 3, versetul 10. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, și părtășia suferințelor lui, și să mă fac asemenea cu moartea lui. Este dorința lui Pavel. Dar și Filip are o asemenea dorință. În Evanghelia după Ioan, găsim exprimată această dorință a lui Filip, în capitolul 14, versetul 8. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns. Cunoașterea lui Dumnezeu este o dorință legitimă pentru fiecare om și trebuie să fie astfel de dorință. De fapt, este ceea ce face deosebirea dintre cei ce se închină lui Dumnezeu și cei ce nu se închină. Cel ce se închină lui Dumnezeu are această dorință firească de a-L cunoaște mai bine pe Domnul. Dar, mai mult decât atât, mai mult decât o simplă cunoaștere, este vorba despre o identificare cu El. Vi se pare prea mult acest lucru? Este rugăciunea lui Pavel. El vrea să se facă asemenea lui, asemenea morții Domnului Isus. De fapt, Pavel a fost mereu preocupat de această identificare cu voia lui Dumnezeu. Iată ce scrie el în epistola adresată a Efesenilor la capitolul 5. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit. Și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jerfă de mult miros lui Dumnezeu. Aceste cuvinte, urmați dar pilda lui Dumnezeu, nu înseamnă altceva decât că noi trebuie să fim imitatori ai lui Dumnezeu. Și nu este vorba despre o simplă copiere, ci este vorba despre acea asimilare a voii sale până la transformarea noastră după chipul Fiului Său. Preocuparea lui Pavel în această arie cred că este și mai bine exprimată de ceea ce spune cu o altă ocazie. În epistola adresată Galatenilor, la capitolul 2, versetul 20, el spune așa Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Iată, dragi prieteni, despre ce este vorba aici. Cred că mulți dintre noi se mulțumesc cu o cantitate satisfăcătoare de informație despre Dumnezeu, crezând că aceasta reprezintă și voia Lui cu privire la noi, oamenii. Duhul Sfânt ne atrage acum atenția că este mult mai mult decât atât. Este vorba despre cunoașterea lui Dumnezeu ca persoană, este vorba despre relație și nimic altceva. Moise este foarte insistent în această direcție. Moise a zis, arată-mi slava ta. Acum, slava lui Dumnezeu, cel puțin așa cum este prezentată în acest pasaj, este o reprezentare a lui Dumnezeu, este un semn distinct al prezenței sale. Nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu și acestea sunt chiar cuvintele Domnului. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Cu toate acestea, el îi îngăduie lui moi să se vadă ceea ce foarte puțini oameni au văzut. Domnul a răspuns, Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, Iată un loc lângă mine. Vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece, iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Dragi prieteni, nimeni nu poate uita asemenea experiențe. Ba, nici măcar nu le poate descrie. Pavel a avut și el parte de o experiență asemănătoare și spune cam așa. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Și el se referea aici și la experiența pe care a avut-o în pustie atunci când Domnul i-a arătat o parte din slava lui. Însă, dragi prieteni, pe lângă aceste experiențe deosebite, prezența lui Dumnezeu se regăsește și în poruncile sale. Imediat după această experiență, Dumnezeu readuce în atenția lui Moise poruncile sale, Iată ce găsim în capitolul 34. Domnul a zis lui Moise, taie două table de piatră ca cele din tâi și eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele din tâi pe care le-ai sfărâmat. După cum ne aducem aminte, atunci când poporul a păcătuit și și-a făcut vițelul de aur, Moise a spart tablele pe care le scrisese Dumnezeu. Acesta este cel de-al doilea set, Vedeți, legile au fost comunicate lui Moise, care la rândul lui le comunică poporului, dar Dumnezeu găsește de cuvință să le scrie pe aceste table de piatră. De ce este atât de important ca ele să rămână săpate în piatră? Pentru că Dumnezeu vrea să-L cunoaștem. Legile lui ne comunică aspecte foarte importante despre caracterul său. El ne spune acolo ce-i face lui plăcere, Dragi prieteni, am auzit nenumărați oameni care caută tot felul de experiențe prin care vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar când vine vorba să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și să aplice acest cuvânt, își pierd interesul. Dumnezeu este gata să arate lui Moise slava sa, dar, în același timp, îi aduce aminte și de legile sale. De fapt, Dumnezeu se prezintă întregului popor. Domnul s-a pogorât într-un nor a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat, și pedepsește fără de legea părinților în copii. Și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Acesta este Dumnezeu. Oare ce vrem noi să cunoaștem despre El? Dar o întrebare și mai importantă este: nu vrem mai bine să-l cunoaștem pe El? Bucuriile, pacea și fericirea care vin din această cunoaștere nu pot fi date de nimic altceva. Dragul meu prieten, nu te da înapoi de la această relație. Unii sunt capabili de eforturi extraordinare pentru a-și cunoaște idolii, pe cei pe care îi admiră, de cele mai multe ori fără să primească în schimb decât mulțumirea sufletească că au ajuns să-și cunoască idolul. Nu merită oare Dumnezeu mai mult? Am întâlnit oameni care devorau ziarele, ascultau nebuniți interviuri, casete, doar pentru a avea o imagine și mai completă cu privire la cei pe care îi iubeau. Dumnezeu are cuvântul său scris și ne îndeamnă să-l citim. Acolo găsim tot ce avem nevoie pentru a intra în relația cu El. Observați că nu am spus că în Biblie avem o descriere completă a lui Dumnezeu. Acolo ni se spune cum, prin relația cu El, Îl vom cunoaște tot mai bine. Și, de fapt, ce ne-ar opri? <fio> se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.